Uitați, mulțumesc! Orice trupe NATO la sol în Ucraina înseamnă război între Rusia și NATO. Avertismentul vine direct de la Kremlin, ca reacție la declarațiile președintelui francez Emmanuel Macron, care a spus că Occidentul nu poate exclude trimiterea de trupe în Ucraina. Peste toate acestea vine și avertismentul și mai sumbru de la experții citați de Sky News, pe baza unui raport complex al Institutului pentru Studiul Războiului. Putin se pregătește deja pentru un război direct cu NATO. Asta ar explica semnele schimbării de strategie la nivelul NATO, dovedite de ultimele declarații ale președintelui francez și ale secretarului general NATO. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Il ne faudrait pas exclure qu'il nécessite des sécurisations qui justifient ensuite quelques éléments de déploiement. Rien ne doit être exclu pour poursuivre l'objectif qui est le nôtre. Сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран НАТО, это, конечно, очень важный новый элемент. В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оцениваем. Это, конечно, абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет. И также должны оценивать эти страны, отдавать себе в этом отчет. И задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное интересам граждан их стран. Miteinander besprochen worden, dass das, was von Anfang an untereinander und miteinander festgelegt worden ist, auch für die Zukunft gilt, nämlich dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden. Și la nici 24 de ore de când Emmanuel Macron a ridicat brusc temperatura în relațiile dintre NATO și Rusia, aliații lui dau un pas înapoi, asta în timp ce Rusia, am văzut și v-am spus deja, nu se sfiește să amenințe cu un război direct cu Alianța Nord-Atlantică. Andrei Negusiu, jurnalist Digi24, specializat pe subiecte externe aici în platou. Andrei, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bun găsit! Germania a fost, cred că, printre primele țări care a spus nu vom face acest lucru, adică nu trimitem trupe în Ucraina, pentru că ar fi foarte periculos. Dacă ne amintim, în ultimii doi ani, exact asta a fost discuția, nu trimitem trupe care să se confrunte direct cu cele ruse, tocmai pentru că nu dorim escaladare, nu dorim un conflict direct. Dacă ne amintim, chiar Biden a avut într-unul din discursuri, nu vrem să ajungem în acel moment, trebuie să facem totul ca să le evităm, exact când pleda pentru cele 60 de miliarde de dolari ajutorul pentru Ucraina. Și ca atare se pune întrebarea de ce a zis Macron ce a zis. Există analiști care spun că intenționat a zgândărit acest tabu. De ce? Pentru că ne aflăm într-adevăr într-un moment foarte, foarte dificil pentru Ucraina. Într-un moment în care am văzut țările europene, fiecare cât poate și cum poate, ajută Ucraina, în timp ce Statele Unite sunt blocate din motive de politică internă. Și, în schimb, vedem o mobilizare foarte mare din partea Rusiei. Mai nou, tu vorbeai și de acel studiu al Institutului pentru Studiul Războiului, un raport în care se vorbește de reînființarea două districte militare, ceea ce nu e un semn bun, de la faptul că un al treilea district militar include și regiunea Herson, care până acum a făcut obiectul unor lupte, dar știm că nu s-a aflat ca celelalte patru cu acele referendumuri false, alipirea la Rusia și așa mai departe. Deci există temerea că, iată, s-a hotărât Moscova să facă totul ca să ia și regiunea Herson din nord-estul Ucrainei. Sigur că în același timp acum vin aliații lui Macron și încearcă să răcurească un pic situația. De exemplu, premierul Marii Britanii a declarat că da, există mici echipe care îi antrenează pe ucraineni, dar în niciun caz Londra nu are planuri de desfășurare pe scară largă. L-am văzut pe cancelarul Scholz, am mai văzut și alți lideri, sigur l-am văzut și pe Victor Orban, dar aici nu este o surpriză pentru că Orban a spus de la început, știm că s-au opus și tranzitării țării sale de către ajutoarele militare pentru Ucraina.
Totuși, nu este lipsit de semnificație și Macron nu s-a îmbătat chiar cu apă rece când a făcut această declarație. Există o miză, de aceea și reacția Rusiei, pentru că am văzut. Peskov spune clar, de aici, dacă trimiteți trupe NATO în Ucraina, nu mai vorbim de o probabilitate a unui război direct Rusia-NATO, ci de o inevitabilitate. Deci e inevitabil să ne confruntăm. Sigur că în acest context toată lumea se întreabă ce se întâmplă. Pe de altă parte, săptămâna trecută secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a dat de asemenea un semnal care arată că totuși există niște schimbări de strategie care evident că nu pot să nu țină cont de faptul că rușii la rândul lor își tot schimbă strategia și acțiunile. Și spunea atunci Stoltenberg legat de avioanele F-16 care urmează să fie funcționale undeva în lunile următoare, adică piloții ucraineni să chiar să le utilizeze, că Ucraina, care este ținta unei agresiuni, are dreptul să se apere, inclusiv în afara teritoriului său. Evident, din moment ce Ucraina e în război cu Rusia, unde puteau să lovească piloții de pe avioanele F-16 donate de occidental de țările NATO, decât în Rusia. Până acum, ne aducem aminte, mai mulți oficiali, NATO, SUA, au spus că ar prefera, și de altfel nici n-au dat rachete cu rază lungă de acțiune, că ar prefera ca ucrainenii să lovească pe ruși în teritoriile ucrainene ocupate de ruși, nu în Rusia. Faptul că de la vârful NATO deja se vorbește altfel, acum îl vedem și pe Macron, care vine cu acest lucru, cum spuneam, zgândăre puțin acest tabu, ca să vadă poate și care este reacția și înăuntrul NATO, și la Moscova, arată că totuși există niște schimbări, niște, trebuie să ne repliem. N-avem cum. Macron, până la urmă, are dreptate. Noi trebuie să facem tot ce putem pentru ca Putin să nu câștige în Ucraina. Pentru că în momentul ăla vorbim cu totul altfel despre întreaga securitate, arhitectură de securitate a Europei. Mulțumesc tare mult, Andrei Negusiu, pentru prezență. Mulțumesc pentru discuție.